Salutare, prieteni, și bine ați revenit la un nou video! Pentru ziua de miercuri acestei săptămâni, tipsterii noștri de pe site-ul biletul1zilei.com v-au pregătit 6 pronosticuri. Haideți să le vedem! Celie, Molde. Ambele formații se descurcă foarte bine pe partea ofensivă, dar au probleme în apărare, iar tipsterul Red va încerca să profite de acest lucru. În ultimele meciuri disputate de cele două echipe s-au produs scoruri mari și ținând cont că acest meci se va juca într-o singură manșă, pronosticul lui Red este peste 2,5 goluri. Alkmaar, Plzen. În opinia lui Radu Oprea, este greu de crezut ca cehii de la Plzen să poată câștiga în deplasarea din Olanda. Gazdele au calitate în toate compartimentele și mulți jucători tineri, dornici de performanță și afirmare. Prin urmare, Radu se așteaptă la o motivație uriașă a gazdelor și mizează pe pariul 1X și 2+. CFR Cluj, Dinamo Zagreb. Andrei Chiriță este de părere că CFR va fi avantajată pentru faptul că meciul se va juca într-o singură manșă, la Cluj. Elevii lui Dan Petrescu au capacitatea necesară pentru a se concentra la maximum la un asemenea joc. Aceștia au reușit să marcheze în toate jocurile de acasă disputate în sezonul precedent din Europa League, așa că pronosticul lui Andrei este că CFR va reuși să marcheze 1 sau 2 goluri. Legia Omonia. Polonezii sunt peste ciprioși la toate capitolele. Au un lot mult mai valoros, au disputat deja 3 meciuri oficiale în această lună, iar la această confruntare vor evolua pe teren propriu. Tipsterul CR7 consideră că la acest meci pariul 1 solist are șanse mari de reușită, aceasta fiind și recomandarea lui. Dinamo Brest, Sarajevo. În opinia lui BMG, Dinamo Brest are toate șansele să se califice mai departe. Vine dintr-un fotbal superior, are un lot mai bun și va beneficia de avantajul terenului propriu. Ambele echipe marchează cu regularitate, așa că spectacolul nu ar trebui să lipsească. Prin urmare, pronosticul lui BMG este 1X și 26 goluri. Wade revine cu un pronostic din play-off-ul NBA și ne aduce meciul 5 din seria Rockets vs. Thunder. Acum 2 zile, gruparea din Texas a jucat bine pe parcursul a 3 sferturi, reușind să ajungă la 15 puncte avans, însă lipsa reacției antrenorului în momentele cheie din final a adus înfrângerea. Astfel, Oklahoma a egalat seria la 2, iar acum următoarea confruntare va fi decisivă. Nu este loc de eroare pentru Rockets joi dimineață. Echipa va trebui să profite de aruncările de la distanță și să nu mai cadă în capcana adversarilor. Prin urmare, pronosticul lui Wade este că Rockets va câștiga partida. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne lași un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe data viitoare!